Joi 15 septembrie și în zilele de sâmbătă și duminică, respectiv 17 și 18 septembrie, cetățenii municipiului Târgu Jiu sunt așteptați în amfiteatrul din centrul orașului pentru a lua parte la un spectacol pus în scenă de actorii teatrului dramatic Elvira Godeanu Târgu Jiu. Vorbim de o stagiune foarte importantă pentru că în acest an ne îndreptăm către aniversarea de 30 de ani și ne bucurăm că putem să deschidem această stagiune cu un spectacol pentru toate vârstele. Dacă până acum am obișnuit publicul ca în primele zile ale lunii septembrie, acum acei 2 ani de pandemie, ca paranteză, ne-au ținut un pic ocupați să începem cu un spectacol pentru copii și apoi să dăm premiera pentru maturi. Acum începem cu un spectacol valabil pentru toate vârstele, așa că vă așteptăm cu mic, cu mare, joi, aici, la Groapă, de la ora 19, unde va avea loc spectacolul Toboșarul. Spectacol care se inspiră dintr-un text clasic al lui Petre Ispirescu, transformat de către colegul nostru, actorul și regizorul Radu Botar, care semnează și regia acestui spectacol, împreună cu Mălina Andrei la parte de mișcare scenică, coreografie, și alături de mulți alți creatori, pentru că o să vedeți enorm de multe elemente vizuale, cum nu cred că s-au mai făcut, de fapt sigur nu s-au mai făcut la noi în teatru și nu știu câte teatre din țară se pot bucura cu un asemenea spectacol. Acesta a fost gândit special pentru Capitala Europeană a Tineretului de anul viitor, un spectacol stradal care să fie cumva dedicat genului specific aerului liber, pentru că până acum noi am adaptat mai mult spectacolele pe care le aveam la aer liber și tocmai de aceea ne-am hotărât ca în Capitala Europeană, în cadrul Capitalei Europeane a Tineretului de anul viitor, să avem un spectacol și nu numai, pentru că mai urmează și alte surprize, dedicate spațiului exterior. Așteptăm cu drag, intrarea este liberă, cel puțin în forma aceasta pe care o avem din punct de vedere stradal. Încă o dată le mulțumesc colegilor mei pentru tot efortul depus, credeți-mă că a fost extrem de intens lucru la acest proiect, ca și la altele, cum de altfel i-am obișnuit și nu-mi cer scuze pentru asta. Și le mulțumesc pentru devotament și pentru tot efortul pe care l-au depus.